Aproape 200.000 de credincioși au trecut și s-au rugat la cele două racle sfinte. Unii pelerini au fost norocoși și au stat la rând mai puțin de o oră, alții au stat și 6 ore. Niciunul nu și-a arătat însă supărarea. Toți au fost bucuroși în momentul în care au ajuns să se roage în fața celor două racle sfinte. Ajută mult Sfânta pe noi. Eu am venit de 3 ani, acum, a 3-lea an. Pentru sănătate, pentru toate, sănătatea copiilor, de sănătate. Pentru sănătate, iertare de păcate, spor și ajutor în casa noastră. Pentru sănătate, înțelegere, pentru sporul casei și a tuturor și tot ce este pe pământ și în țara românească. Vă ajută Sfânta? Mi-a ajutat mult, mult. E prima dată când am avut posibilitate pentru sănătate, spor și ajutor, pentru bine, pentru țară, pentru toate. Vă ajută Sfânta? Ne ajută, fără să vin aici, m-am rugat. Alături de pelerin s-a aflat aproape tot timpul și înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. A fost vreme frumoasă, a fost lume multă. Cred că și incidentele care sunt inevitabile pentru un asemenea moment au fost gestionate cu profesionalism de cei rânduiți pentru aceasta. Reintrăm începând de astăzi, se și aud zgomotele șantierelor în viața normală. Sperăm însă că întâlnirea cu Sfinții lui Dumnezeu ne-au dat mai multă putere pentru ca lucrarea noastră, fie ea în biserică, fie în societate, în economie, în cultură, în politică, să fie o lucrare cu frică de Dumnezeu. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei l-a mulțumit și pompierilor, cei care au vegheat non-stop ca în apropierea pelerinilor să nu se întâmple niciun incident. Un fel de cruce roșie. Bine, mă zic. Mulțumim frumos, să vă aibă Dumnezeu în bază. N-au fost incidente, nu? N-au fost, nu? Deci niciun foc, decât cel lăuntric. Hai, Doamne ajută! Preoții consideră hramul din acest an ca fiind o reușită, la fel și jandarmii, care nu au fost nevoiți să se întrebuințeze foarte mult pentru a asigura ordinea și liniștea publică. Un singur incident va rămâne însă în amintirea pelerinilor. O credincioasă și-a pierdut viața chiar în timp ce stătea la rând pentru a ajunge la racla cu Sfânta Cuvioasă Parascheva.